Ce faceți, mă? Ce e asta? Sigilăm tot. Păi nu v-am spus că plătesc tot? Foarte bine, după ce plătiți datoriile și amenzile, venim și desigilăm tot. Auzi? Eu știu că nu voi sunteți de vină. Aia de sus. De poate ne înțelegem ca oameni. Poate ți-au căzut niște bani jos și te-a ajuns să ridici. Ce zici? Seara bună. Mergem! O să mai auzi de mine! And the first thing we knew was that the tank, two from the head of the column, went up in flames. Cigarette lighter. Verona, ce faci? Mă uitam. Te uiți altă dată. Bine ați venit. E o emisiune despre al doilea război mondial. Ei, nu știu, au câștigat rușii. Lasă rușii. Nemții au făcut o bază secretă pe lună, pe partea ascunsă. Ți-am spus că ăștia sunt perverși. Verona, mă interesează emisiunile astea. Cel de-al doilea număr. Sunt inginer. La fabrica de conserve. Hai, te rog frumos, să mă spun. Cum spune că... Că ce? A fost extras... Verona, ți-am spus de 1000 de ori. Loteria este cea mai mare escrocherie din toate timpurile. Toate sunt aranjate. Bilele, numerele, banii ăștia finanțează război din Afganistan. Ce să fac? Dacă fetele au cumpărat așa, am cumpărat și eu. Ce era să fac? Să nu mai omor oameni în Afganistan. Eu nu omor pe niciun om și nu fac nimic rău. Așa că lasă-mă să văd emisiunea. Și ultimul număr câștigător la etapa. Cine naiba ar pune numerele astea, cretine? 3. Repetăm numerele câștigătoare. 11 6 1 9 8 3. Eu am câștigat! Am câștigat, mare incredibil! Am câștigat! Uite-te și tu! 11-6! Este data când ne-am căsătorit noi! 11-6-1-9-3! Incredibil! Ce zici de inelul ăsta? Ha? Păi e cam de gagică. Nu-i pentru tine, mă. Bălanule. L-ai ciordit? Nu, cum să-l ciordesc. L-am câștigat. Cinstit. La lupte. De câini? Porcușor de Guinea. Cum, mă, porcușor de Guinea? Ce râzi, prostule, știi ce feroce sunt? Sunt mai rei ca un câine. Dacă faci un sunet care nu le place, o sări pe tine și franjuri te fac. E ultima fiță pe Piața Neagră. Păi ia-mă și pe mine, mă. Păi ce să faci acolo? N-ai ce căutat-o. Hai, mă, te rog. Nu te duc, mă, că tu-i mănânci. Băi, ești copil? Ce, mă? Ce e asta? O aplicație. E cam tare? Da. O vreau și eu. Da? Da. Asta e furt pe față, frate. Ce? Ce? Ce e furt pe față? Tot oftezi, ce s-a întâmplat? Problemuțe cu spălătorie. Problemuțe? Da, nu-ți face griji, se rezolvă. Da, dragă, problemuțe. Auzi, mai adu-mi o cafea, te rog. Cred că mă apuc în miezul nopții cu hârțoajele astea. Incredibil ce aici. Mai. Hai, potoliți-vă, mai. Volu, vi se pare că Sandu e cam supărat? Nu știu, eu nu m-am gândit, n-am observat. Nu fi de la faptul că a pierdut toți banii. Ce? Băi, prostule, și tu ziceai că eu o să fiu primul care o să se scape că spălătoria e în faliment. Cum? Nimic. A zis să nu zicem la nimeni. N-ai zis, bagă. E belea mare cu banii. De ce? Au fugit contabilul cu toți.
Noi ne-am oferit să mergem să-i răpim familia, dar Nea Sandu a zis că nu, că... Măi. Pe urmă ne-a călcat ANAF-ul, ne-a blocat conturile. Noi am vrut să mergem peste ei acolo la birouri să le tăiem mâinile, dar Nea Sandu a zis că nu, că... Și n-a găsit să se împrumute de la nimeni? Cu cine să-l împrumute? Cu cazierul pe care îl are și cu toți prietenii la răcoare. Și a intrat și în rezervele alea de zile negre. Aia de la piscină? Tot. Dacă nu facem nimic, e nasoală treaba. De-aia noi ne-am dus să-i propunem ceva clar. Ce? Ne tragem cagulele pe față și facem ce știm să facem mai bine. Normal. Măi, potoliți-vă. Măi, ia plecați de aici. Hai, cărați-vă, jucați-vă în altă parte. Unde ai fost până la ora asta? Misiune cu poliția. Unde lucrez? O misiune de golit beri în centru vechi? Nu. 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 Aha. Ciudat. Că a sunat apostol mai devreme. Voia să știi dacă pistolul lui e la tine sau a rămas în centru vechi. A rămas în centru vechi. Mă, Irina, am băut și noi o bere, ca să sudăm echipa, adică nu că vreau noi să bem o bere. Tu poți să ieși să sudezi ce vrei tu, dar astăzi ai promis că vii mai devreme să te joci un pic cu asta mică. Ca și ieri, ca și alalteri. Știu, îmi pare rău. Promit că mă revanșez. Zic doar. N-ai fost acolo când s-a ridicat prima oară, n-ai fost când i-a ieșit primul dinte, n-ai fost când a zis prima oară agu-gu-gu. A zis agu-gu-gu? Nici n-ai idee cât de repede crește. Mâine, poi mâine pleacă la facultate și după aia o să-ți pară rău. Mai e până atunci. Nu fi chiar atât de sigur. Dacă vrem să intre la o facultate bună, pe la 6 ani ar trebui să o înscriem. Îmi pare rău. Știu că trebuia să stau cu ea, îmi pare rău. Promit că mă revanșez. Am avut niște zile așa mai pline, mai... Dacă tot te ștrează și dacă tu dormi aia mică... Știi că nu ți-am arătat tot. Wow. Mai e ceva ce n-am văzut încă? Nu ți-e clar? Ce-s nebun să-ți arăt tot odată? Vrei să vezi? Da. Vezi că e periculos? Serios? Fii e ca și cum ar fi o sabie laser adevărată. Mai că e pe telefon. Mi-a instalat odorul. Wow. Dar nu e cam mică? Mie îmi pare că e ce trebuie. Hai că mă duc în abaie. Vezi să nu te tai. Mai tare. Îi schimbă culoarea. E bune. Auzi? Dar nu vrei tu să ne jucăm cu altceva? Clar.
Și Verona nici nu vrea să audă. Căci că e aranjat, că nu să-l câștigăm niciodată. Nu e adevărat, n-a fost așa. Da, așa a fost. E rușine să zică. Așa a fost. Și i-am zis Verone, Verona, tu nu înțelegi, asta vor ei. Vor să ne dăm bătuți. Hai să-i lovim unde-i doare mai tare. Hai să jucăm. Eu cred că ai băut suficient. Și am băgat numerele astea. Eu le-am ales, bineînțeles, statistic, ca să avem probabilitatea cea mai mare. Da, statistic este data la care ne-am căsătorit. Data noastră de căsătorie cu norocul și am câștigat potul cel mare, Verona. Ia de aici, mafie mondială. Da, hai, serviți, hai, Sandule, servește, ce stai așa supărat? Dintre toate poveștile inventate, asta le întrece pe toate. Știi care este norocul tău? Că sunt bine dispusă și trec cu vederea. Altfel, te pugnem direct în ochi. V-ați gândit ce faceți cu banii? Banul trebuie investit deștept. O parte din el să folosim pentru copii și nepoți. A, dar nu, chiar nu trebuie. Sunt banii dumneavoastră, n-ar fi corect. Nu se poate. Sofia trebuie să meargă la cea mai bună grădiniță din țară. Da. Dacă-s pentru Sofie, atunci ok. Sigur, normal, normal. Iar cealaltă parte o să o păstrăm pentru zile negre. Și ce rămâne, dacă mai rămâne, o să investim într-o haină de blană, de nurcă. Sănătate, Sandule! Ce faci, Sandule? De ce stai singur? Da, nu stau singur. Mă bucur pentru ei, nu? Și eu. Le-am și zis. Nu mai auzit. Le-am zis-o pe gură. Bravo, băi, oameni buni. Poți să fac o mulțime de lucruri cu banii ăștia. Mulți bani, acum nu ești mie o secție de poliție. Da. De exemplu, dacă cineva le-ar propune o afacere, ar putea să investească și să scoată și mai mulți bani din asta. Probabil. Da. Chiar mă gândeam... Ce? Ce-ar fi să-i spui lui Marin? Să investească în spălătoria noastră. Ca să ce? Dar de unde și până unde? Ți-a zis Tibi tot? Bă, ce fac rău? Căscatul ăsta. Vrei să spui că n-avem probleme cu spălătoria, că nu suntem în faliment? Și chiar dacă ar fi, n-avem nevoie de bani la Marin. De ce? Pentru că... Dar suntem rude, Sandule. Nu împrumut de la Marin. Păi și ce propui? Să te apuci iar să dai în cap la oameni? Alea sunt cele mai bune, draga mea. Așa. V-ați hotărât? Ne-am hotărât? Eu nu vreau nimic. Am gătit astăzi 15 feluri de mâncare. Știi, ți s-a făcut de aici în oraș. Da, am zis să mai piperăm un pic. Ai zis aruncăm cu banii, asta ai zis. Ce aveau ardeii mei umpluți? Avem și ardei umpluți, să știți. Au și ardei umpluți. Tu știi că fii tare nevoie de sârmă la dinți? De asta de care ai și tu. 15 milioane s-a făcut, știi? Care dinții strâmbi? De la cine o fi moștenit? Că de la mine nu. Te-am scos în oraș pentru că m-am săturat să te aud cum te plângi că tot ce faci e să stai în bucătărie și să faci mâncare acasă, da? Am vrut să fac un gest. Eu, ți s-a făcut milă de mine. Nu, mă, Dorina, nu mi s-a făcut milă de tine. A, deci recunoști că puțin îți pasă, că stau toată ziua închis în casă și că doar asta fac, mâncare, asta e viața mea. Îmi pasă, îmi pasă, ce vrei acum să ne întoarcem la ardeii tăi acasă? Da, hai. Deci nu mai comandați? Bine, foarte bine. Ține și asta, să-mi fie învățătură de minte, să fac gesturi. Ce e asta? Ia uite cât a pietroiu. E rubin? E zafir? Dar de ce? De ce? Pentru că astăzi se împlinesc 10 ani de când mă toci mărunt, 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 mărunt. Astăzi se împlinesc 10 ani de când am fost prima oară aici. 10 ani. Pe bune? Sunt un martir, omule. Ți-ai mintit? Păi n-am uitat niciodată, iubire. Ce gest frumos. Dă-i drumul de aici, gata. Hai, vine. Oh, de ce n-ai... Și după aia ne-au călcat nenorociția de la ANAF. Îți dai seama, veniseră după șpagă. Păi niște hoți! Nu le-am dat nimic, așa că m-au luat la purecat. Că aia de ce e așa, că aia de la altă de ce nu e așa, tot ce le-a trecut prin cap. La urmă mi-au trântit o amendă cât toate zilele și mi-au închis și contul. Reglare de conturi. De-aia nu vreau să te mint, Marine, dar situația n-a fost deloc roz. Mai mult maro. Maro închis.
Dacă nu găsim pe cineva care să bage repede bani, ca partener, bineînțeles, trebuie să punem lacătul pe ușă. Succes! Mă gândeam că... Cum că ai câștigat banii aia, felicitări, apropo. Da, nu știu. N-ai vrea tu să fii partenerul nostru? Salvatorul nostru? Eu? Da, tu. Tu, eu. O mică afacere familie. Ce zici? Stai, lasă-mă să înțeleg. Vrei ca eu să te ajut cu bani? Da. Dar ca partener, bineînțeles. Da, delicată situația asta, nu le? Păi îți dai seama că dacă nu era delicată, nici nu ajungeam la tine. Da. Cu scre. Acum văd eu problema, există două variante. Unu, îți dăm banii, că vorba aia am câștigat un purcoi de bani. Da. Și doi? Nu vreau să mă gândesc la doi. Ne aducem aminte că e cineva în camera asta care m-a legat într-un magazin. Sunteți nebun de legat! Dați-mi drumul! M-a amenințat cu moarte. Păi, sunteți bandiți numai din gură! Și m-a făcut de râs în fața propriei familii. Tu te faci că n-ai văzut nimic? Noi ne facem că nu știm nimic. Suntem o familie mare și fericită. Da, uite, pentru că suntem rude, o să mergem pe varianta 2. Nu ne permitem să aruncăm cu bani pe toate prostiile. Verona, desfacem șampania asta cu foiță de aur. Sandule, am mai trăit și înainte, fără spălătorie. O să trăim și în continuare. Hm? Fată e de aur și piatra e de aia reală, că am dat cu ciocanul în ea să văd dacă se sparge. E grindina de mare. Mă bucur foarte mult. Înseamnă că îi merge bine lui Tibi. Auzi, dar l-a cumpărat sau... Bă, ce știu, ce mă interesează? Sărmă, unde-i Horatiu? La muncă, de ce? Eu zic să stai jos. Marine, nu vrei tu să-mi împrumut niște bani? Îmi pare rău, Sandule, nu pot. Și știi de ce? Pentru că ești un mafiot ordinar și vreau să te văd cum suferi. Mărinuș, dragă, ai grijă să nu faci vreo prostie. Banul prostește. Verona, te rog frumos, știu eu ce fac. Cum să spun așa? Odată. Nu mai niciodată. Domn director, e la el? Da, da. Păi, Tobi, toc umflat ce ești. M-am săturat de tine și de fața ta de imbecil. Mi-ai furat 15 ani din viață, dar de acum gata! Gata! Nu mă
m-am simțit în viața mea mai deștept. Marinuș, nu mai ascultă de nimeni! Gat! Salut! Deci asta ți-e lucratul până târziu în fiecare zi? Nu înțeleg ce? Nu mai minți că știu tot. Ți-e rușine? Rușine? De ce să-mi fie rușine? V-a văzut Mădălina la cafea. Exact. V-am văzut. O sunasem pe Irina să-i povestesc despre inelul ăsta superb. Când foarte ce frumos! Văd. Ce e, rubin? Safir. Foarte frumos. Să-l porți sănătoasă. E mișto, nu? Da, chiar e. Zi-mă! Eu ce am, sunt urâtă? Nu mai sunt bună pentru tine, dar asta ți-ai găsit pe alta? Care alta? Ei, Irina, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Minte, nu-l asculta. Ce aveți, fratele meu? Ce v-a luat pe amândouă? Ce ați pățit? Ce a văzut Mădălina? Ce-am văzut? Te-am văzut cu amanta ta la cafeluță. Obsedatule. Dumnezeule, Doamne. Ok, bine. Îți explic. Uite, nu există nicio amantă. Nu există. Aia era Bona. Care Bona? Bona. I-am luat Sofie eu Bona și m-am văzut cu ea pentru interviu. Iar dacă ar fi existat o amantă, cum zice Mădălina, ar fi fost altfel, nu știu, m-aș fi pupat cu ea sau ceva, nu? S-au pupat? Ce-i drept, nu s-au pupat. Știi că te mai plângi uneori că-s plin cu serviciu, că nu ajung pe acasă să stau cu Sofia, să... E, surpriză. Am găsit-o bună. Tu pe ce lume trăiești? Mă, Irina, mă, ce naiba? Bun, uite, de acum încolo poți să ieși de câte ori vrei tu și cu cine vrei, că noi nu te mai încurcăm. Ce? Hey, Irina... Hai, mă, dă. Hai, Irina, stai puțin, mă, stai, mă, ce s-a întâmplat? Ce să puși acum, unde mergeți? Mergem, hai, mergem, M-a sunat cineva să mă întrebe dacă mai rămâne valabilă excursia în Elveția. Ce excursie, dragă, în Elveția? Eu am spus foarte clar, banii trebuiesc folosiți cu cap. Nu dăm banii pe toate prostiile. Asta trebuie mie. Atunci poate nu e un moment prea bun să spun că doamna Popescu de la 2 mi-a spus că l-a văzut dând ture în jurul blocului într-o decapotabilă. Ce? Și cu un copan de pui în mână. Îmi vine să vină părul din cap, dragă. Auzi, și ce se întâmplă dacă el se comportă ca un adolescent la pubertate? O să mă comport fix la fel. Îi blochez conturile. Elenuș! Da. A, dar ce tristețe asta aici, Elenuș. De la ceapă. Păi și ăsta e motiv să plângi? Viața e frumoasă, trebuie trăită. Aoleu, dar ce vesel ești. Oh! Oh! Ai rezolvat cu spălătoria? Bineînțeles, eu să-mi rezolv. Serios? Am scăpat de toate problemele. S-a răzgândit, Marin? Foaie verde de te-ai prunei, nu se întreabă, nu se-i spune, of, of. Cum ai făcut rost de bani? Simplu, foarte simplu. Da, Tibișor? Da, am rezolvat. Păi eu să-mi rezolv, tată. Să-i fi văzut pe aia la sfârșit ce fețe aveau când au dat toți banii. Tu, tată, tu! Vă salut, domnul comandant. Eu sunt. Știu că ești tu, că altfel mă urcăm în mașină. Am senzația că ți-ai intrat prea bine în rol. În personaj. Ce personaj? Hai, spune-mi, de ce ai vrut să ne vedem? Ce s-a întâmplat? Au făcut ăștia ceva cu spălătoria? Eu cam vreau să ies. De ce? Așa, vreau să ies. Adică ai stat 5 ani infiltrată și acum, dintr-o dată, vrei să ieși, așa, pur și simplu. Ai intervenit ceva. Personal intim. E, nu-mi spune că... Ce fac, fetele? Mă,
Doamne, a venit 50 Cent acasă. Nu știu ce spui tu acolo, dar aceea mi-un sacoșele astea face mai mult de 50 de cenți. A? E o blană. O blană? E de femeie. De femeie? Voi, adolescenții din ziua de azi, numiți orice accesoriu mișto de femeie. Ok, e de femeie. Unde-i maică ta? Bandiții ăștia de la bancă nu mai vor să-mi dea niciun ban. Deci chiar a făcut-o. Ce-a făcut? Ți-a blocat conturile ca să nu mai cheltui ca un disperat. Ce-a făcut? Unde e acum? Păi după ce ți-a returnat toate lucrurile pe care le-ai cumpărat, a plecat la familia Ciorbă. Dar ce caută la aia? Nu știu, dar eu n-am mai văzut-o de supărată niciodată. A zis să te duci naibii. A zis vreuna asta? Nu, de fapt a zis să te duci în... Capre, dacă vrei să te duci naibii, că aici la noi nu mai ai ce căuta. Nu pot să cred. Da, e adevărat că ultima parte m-a mirat și pe mine. Adică nu știam că m-am mai la curent cu toate practicile astea. Măi, nu. Nu, nu, că Verona s-a recalut de data asta. Eu nu pot să cred. Și cum își permite ea să-mi taie banii mei? Mă duc după ea. Mă duc după ea. Mia, vreau să te rog ceva. N-ai să-mi împrumuți niște bani? Da, mașina asta nouă pe care am achiziționat-o e de femeie și consumă cam mult. Olo, e aici. Hei, hei, Irina, de ce faci asta? De ce faci? Hai să vorbim! Poate ar trebui totuși să vorbiți, a? Mamă, nu te supăra pe chestia cu Bona. Am avea timp și pentru noi. Am avea timp să vedem un film, să mai facem dragoste ca pe vremă. Dacă ea nu te mai vrea, să știi că eu sunt disponibil. Ce-i de-a ta? Ai intrat în călduri, a? Mai zi-mi o dată, Sandule. Ți-am mai spus. Păi mai zi-mi odată că am uitat. Cum ai rezolvat tu cu spălătoria? Păi, am fost acolo, am făcut ce am făcut și am rezolvat. Foarte simplu. Tu mai e de proastă? Nu. Nu. Zici ce ai făcut? Ce ai făcut, mă, Sandule? Jaf armat, răpire, furt, șantaj, trafic de animale rare. N-am făcut nimic ilegal. Păi dacă nu e nimic ilegal, spune-mi ce ai făcut. De ce nu-mi spui? Nu pot să spun. Păi nu poți pentru că te-ai apucat din nou, Sandule. No. Ba da, ții minte ce ți-am zis ultima oară când te-ai lăsat? Ba da, ți-am zis că dacă te apuci din nou, nu mai stau cu tine sub același acoperiș. Eu nu te mai vizitez la pușcărie. Du-te și fă-ți bagajele. Hai, du-te! Bine. Cred că cel mai bine ne răcorim amândoi și mă întorc mai târziu. Ai de gând să-mi spui ce ai făcut? Nu. Atunci du-te grăbi să te întorci. Bună, Cuscră. Bărbați! Dar tu? Bărbați. Ai ceva de cap? Coniac. Perfect. Hai. Hai! 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 Capul! Ia, ia-te pe mami! Hai, pușcă-te el! Hai, fetița! Tăticul vrea să meargă la solar! Hai, hai, hai! Hai, Căman! Hai, bun! Poate ar trebui să lăsăm să se împrietenească! Ce să se împrietenească, mă, la surprize, surprize! Vreau să mănânce între ele, ca animalele să facă! Hai, mă! Ia, hai, mă, duc! Ia, mă, duc! Hai, dai, 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 dai! Du-te pe el! Ia, mă, duc! Și, mă, mă, dracul, faceți aici, mă! Costum de schi? Păi nici n-am știut că mă reschiază. Nici măcar nu schiez. Toată viața n-a vrut să schiezi. Că ăsta este un sport pentru hoți, pentru bogătași, că oamenii cum se cade, n-au ce să caute acolo. Păi și acum așa deodată? Ei, și acum deodată, uite că și-a luat excursie în Elveția. Și-a cumpărat o mașină decapotabilă care lasă găuri în ozon numai când bagă cheia în contact. Pleacă de pe loc, a murit un pinguin. S-a dus până la piață, pa, ursul Fram. Mamă, ca un nebunit. Bărbați. Și satul a nebunit, să știi. A făcut ceva și nu vrea să-mi spună ce. Ce a făcut? Nu știu. A venit acasă cu un purcoi de bani. Păi măcar al tău aduce. Al meu cheltuie.
stai puțin, hai să vorbim. De ce te superi așa pe chestia cu Bona? Îmi pare rău, pe bune. Serios? Da. De curiozitate, cu ce crezi tu că e greșit? Nu trebuia să mă văd cu ea în oraș, trebuia să o aduc acasă să o vezi și tu. Ce, nu? Sau ce? Trebuia să iau una filipineză și să nu mă zgârcesc? Asta e? Hai că nu pricep nimic. Amă, pe bune, ce am făcut? Ce am greșit? Ce, vrei să fie bărbat? Să nu fie bună, să fie un bon? Apoi, Irina, pe bune, de ce te faci așa? Ce, suntem copii mici? Hai să vorbi... Tata, tu ce Dumnezeu faci aici? Am venit să o iau pe maică ta. A nebunit. Ea a nebunit? Tu ai nebunit, nu vezi cum ești îmbrăcat? Cum? Ne permitem. De-aia am plătit impozit o viață întreagă. Plus că lumea zice că-s de femeie. Arăți ca un cocalar expirat. Tigru tasmanian. Ultimul exemplar. E în casă? Da. Hai. Irina, deschide! Descuiați! Verona, ieși puțin să discutăm! Poliția! Poliția! Chemăm poliția! Verona! Ce frumoasă blana ai! Stă bine cu ea! Îți place? Ce vrei? Să vorbim! Da, păi hai să vorbim! De unde ai toate astea? Din banii mei, pe care tu i-ai tăiat! Uh-huh. Și cine a câștigat la loto? Noi, dar raportul meu a fost decisiv! Uh-huh. Da, pentru că eu mă uitam la televizor când a început extragerea. Mama, ce... Ai nebunit? Ați nebunit cu toții? Tata-i cocalaș, mama-i bătăușă? Nu poate omul să intre în magazin când dă peste patru idioți care... fac lupte cu șobolani? Porcușor de guine. Poți să faci friptură din ei? Da, o carne puțină, nu? Pe aceea nu sunt porci, sunt șobolani. Hai, Valea! Și luați-vă și hamsterii de aici. Bă, ce pute, băi. Porcușorii. Valea! Hai, mami. Hai, mami, ce te... N-ar te pune nimic. Băi, nu v-am zis. Ia, Sandule, ce ai? Și cu voi, mă? Am discutat un pic cu fetele. Aoleu. Da, ești frumoșel. Dacă i-aș fi văzut fața. Ușor, ușor. Hai, Veronica. Uite aici, dacă poți. Ușor. De 34 de ani aștept momentul ăsta. N-am avut curajul până acum. Vă mărturisesc. A fost excelent. Bine ai făcut, i-ai arătat cine e șeful, Veronica. Ah, eu nu l-aș porni pe Sandu. Nu? Nu. Eu i-aș pune o pernă mare peste fața aia mincinoasă. Pardon, pardon. Asta e foarte bine. E foarte bine că nici nu o să mai spore cu ocazia asta. Sincer, o să fiu și eu l-aș lovi pe Horatiu. Serios? A, mă scuzați. Nu, continuă, continuă. Da, l-aș lovi, de fapt, i-aș da la ficat tare de tot să se aplece de durere, știi? Și după aia l-aș zgâlți așa, stânga-dreapta, 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 până când ar nebuni de tot și i-ar ieși din cap prostiile astea cu Bone și Ber și alte idei. Excelent! Excelent! Nu? Păi da! Și eu și Tibi ne mai lovim unul pe altul, dar nouă ne place. Te bate? Vă loviți? Un pat, mama. Ai, ai, ai! Să bem pentru violența, da, domestică! O merită, nenorociții! Ia! Dacă mă întrebați pe mine, eu nu m-aș opri doar la bărbații pe care îi cunoaștem. Mm. Aș pedepsi toți bărbații din lumea asta. Bună! Pentru că sunt niște nenorociți. Așa e. Care te înșală, te mint, te amăgesc. Aș lua o forfecuță și... Hațu, 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 hațu! Ce face, fetele, se simte bine? Hai, ce a fost asta, bă, frate? Nu știu, mă, dar tu ai văzut cum se uitau la noi? Parcă voiau să ne omoare. Doamne ferește, ce le-o fi apucat?
fugit Concita. Păi cum a fugit, mă? Nu știu, mă. Hai să o căutăm. Tu încolo, eu încolo. Și de ce eu încolo? Bine, mă, hai că eu încolo. Dorine, ia pune asta. Lăsați. Ia și tu. Face bine prin interior. Bă, mișto blana asta. E de femeie? Păi nici nu mă așteptam la tine la altceva. Pot să cred că Verona m-a lovit. Zi, mersi că ai scăpat așa, cu atât. În 95, Elenus mi-a dat cotigaie. Uite aici, 4 copci. Și era și plină cu cartofi prăjiți. La mie, Irina. Doamne, Irina odată mi-a prins degetul mic în ușa de la dulap și zicea, măi, mă doare. Era cu căștile pe urechi și cânta, sunt o fată frumușică. Bine, n-a fost cu copci, dar a durut. Da, mă rog. Bă, femeile sunt ca tigri. Cum dau de gustul sângelui, nu mai scap de ele. De-aia mi-am și făcut magazin asta. Să am unde să mă ascund. Bă, dar n-ar trebui să mergem în casă să vorbim cu ele? Ca să mă bate iar? N-are niciun rost. Acum sunt ele, acum fac moarte de om. Lasă să se mai răcorească. Că după aia vin ele singuri, oricum. Până atunci stăm aici. Și avem televizor, băutură avem. Cred că am și niște țigări de foie, nu știu pe unde. Uceți-vă comoz. Timp avem. Hai, noroc. Nu că e înțepenită. La noi în casă Sandu deschide sticlele. Nu putem să ținem bărbații aici doar ca să desfacă sticle și borcane. Rămânem pe coniac. Deja nu mă mai doare capul. Păi da, cum? Ia, așa, fetele. Așa. Viața. Știam că nu poți să stai prea mult departe de mine. Dar ce se întâmplă în casă? Că parcă au nebunit toate. Zău, dacă înțeleg, la urmă urmă e doar o bonă, nu? De-aia ce ți-a spus? Că să nu iau bonă, să stau eu mai mult cu copilul. Greșeală de începător. Adică îți place să stai mai mult cu băieții la bere? Când plânge copilul, sper să se oprească și te întorci cu spatele. Nu-ți place să schimbi scutece? Așa e? Nu, nu prea îmi place să schimbi scutece, dar asta mă face un tată groaznic. Nu, bă, băiete. Așa e normal. Dar nu poți să fii tată așa dintr-o dată. Să lași totul și hai, fii tată. Stai acasă. Dar ele nu înțeleg asta. Și că după ce ai muncit o viață și ai câștigat la loto și vrei și tu să te bucuri de asta. Zic, e o blană, o mașină. Sau că vrei să spui că ai vândut spălătoria și nu poți, că ți-e rușine. Ai vândut spălătoria? Înțeleg de ce Sandu nu vrea să-mi spună de unde a făcut rost de bani. Înțeleg. Zic eu, mamă. A vândut spălătoria. Mi-a zis mie, dar m-a rugat să nu spun. Cum, mamă? Dar spălătoria era copilul lui. Nu era. Ai mâncat o grămadă de bani și se și plictisise de ea. Păi și de ce nu mi-a spus și mie? De ce tot misterul ăsta? Pentru că i-a fost rușine, n-a vrut să crezi tu că sunteți atât de săraci încât trebuie să vândă ceva. Doamne, oricum am îngrijorat. Știi tu cum e tata. Uite, dacă tot a venit vremea mărturisirilor, vreau să spun, Irina, că ideea cu Bona a fost a mea. De ce? Noi ne descurcam foarte bine fără. Eu voiam ca Horatiu să stea mai mult pe acasă. Atâția bani.
Mi-au luat Dumnezeu mințile. Am vrut să vă ajut, am vrut să cumpăr aia, să fac aia. Uite că m-am transformat ușor, ușor în Marin. Asta e. Dar să știi că tu ai dreptate. Spală mamă, calcă, îngrijește copilul. Ce bună, așa se țin o familie. Eu sunt mândră de tine, să știi. Zău, din toți banii ăștia nu găseai niște bani să-l ajut pe Sandu cu spălătoria? Porațiu, tată, nu e așa de simplu. Banii s-au lui maică, tată. Ah, tata, pe bune, sunteți cu uscri. Spălătoriile astea sunt cea mai mare scrocherii din toate timpurile. Mergi cu mașina la spălătorie și în loc să ți-o spele, ți-o dau cu niște praf ca să o murdărească, da, cu praful, să o murdărească și mai tare. Și să te întorci din nou și din nou să-i umpli de bani. Ce vorbeați de mecanici auto? Cei mai mari criminali. N-ai să găsești unul cinstit printre ei. Sandule, ești aici? Ia uite. Opa, s-au îmbrânzit scorpiile. Când am văzut inelul ăla, uriaș, m-am gândit că în sfârșit, în sfârșit ai decis să o lași pe nevasta ta să rămâi cu mine, dar tu nu și nu i-l-ai dat ei. L-a văzut. Ce era să fac dacă l-a văzut? Jur că era pentru tine, dar dacă l-a văzut, ce vrei să fac? Să mă dau de gol? Da, vreau să te dai de gol și știi de ce? Pentru că vreau să alegi. Eu sau ea. Foarte bine am ales. Hai să fugim în lume. Hai să fugim în lume. Hai să fugim. Hai să fugim. Dar nu acum, mâine, peste o lună, un an maxim. Mai răbdare un an. Până mai pun și un ban pe dreapta, mai învârt-o învârteală, mai fac o combinație. Tu l-ai pe Mircea, eu am pe nevastă mea, mai puțină răbdare și fugim în lume. Nu pot să cred. Vorbesc serios și ca să te convingi că vorbesc serios, ți-am adus ceva special pentru tine. Un inel? Mai bine. Un breloc de chei. Bine, mă, Sandule, mă. De ce nu mi-ai zis și mie? Am crezut că ai făcut cine știe ce. Pentru că nu sunt mândru de ce am făcut, Elenus. Da, asta e. Trebuia să o fac. Acum, parcă mi s-a luat și mie o piatră de pe inimă. Și mie. Și tu? De ce nu mi-ai zis că Bona n-a fost ideea ta? Păi, pentru că era o idee bună, puteam și eu și la bere. Că glumesc. Irina, eu știu că pot ieși la bere și fără Bona. Adică, fără, cu băieți, singur. Hai că ai înțeles tu. Hai, Marin, fă-te și tu util. Deschide și tu sticla asta de vin. Normal. Mie nu-mi cere nimeni scuze ca la toată lumea. Scuze? Mai vrei și scuze? După ce că te-ai comportat ca un neghiob. Auzi, decapotabilă, la vârsta ta, Doamne ferește. Mâine merge înapoi. La fel și toate celelalte. Da? Da. Poți să păstrezi blana. Pe bune? Nu stă bine. Nu-i de femeie? Ești cel mai de... femeie, bărbat pe care îl cunosc. Tata, pe bune! Sandule, am vorbit cu Marin și concluzia la care am ajuns eu este că o parte din bani am vrea să investim într-o afacere. Super! Și ce de bani? Să deschidem un restaurant împreună. Noi venim cu banii, Elena cu gătitul și tu cu managementul. Și eu? Super. Ce? S-a stricat mașina de făcut covrigi. Acum, în loc să scoată 8-uri de cocă, scoate 9-uri. Păi și ce? Asta nu-i bine? 9 e mai mare ca 8. Normal că e rău, Horațiu. Mâine trebuie să merg acolo să văd despre ce e vorba. Aoleu, și n-am cu cine să o las pe Sofie. Stau eu cu ea. Păi da, dar cred că durează. Nu contează, nu mă grăbesc. Și avem și programare la pediatru după amiază. Știu, am sunat deja că mă duc eu. Pe bune? Mm-hmm.
Bine, știu că am zis că mi-ar plăcea să stai mai mult cu ea pe acasă, dar chiar așa poți să fii liber de la serviciu toată ziua? Pot și eu. Ba, mai mult mă gândesc la ceva și mai și. Știi că zici tu că n-ajung niciodată pe acasă și tu ești tot timpul cu patiseria? Da. Ce-ar fi dacă, în loc de bună, aș sta eu cu Sofia? Hm? Ce zici, buburuză? Mi-au concediu paternal? Hm? Ia uite, se bucură mami, buburuză. Ce zici? Ai, cu tati! Bă, ești bine? Ți-ai găsit porcușorul? Nu încă. Da, simt. Ia zi să-l porc pe stânga sau pe dreapta? Hm? Asta ce-a apucat? Hai! Hai, la mie, ziua asta mi-a făcut o foame! Hai la masă, Veronica! Oh, nu vă e foame? Hai la masă! Hai, tata! Hai, să vedeți! Ce? Purcușorul tău. Au, Conchita. Da. Conchita. Treci eu. Conchita, vino la tata. Conchita. Treci eu. Bună seara, domnul comandant. Să știți că m-am răzgândit. Vreau să continui misiunea. Da, a fost o greșeală. O să fiu mai atentă. Ce? Cine a ieșit? Eu nu știu, Păpușico.